Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, respectiv pentru intervalul 24 ianuarie-6 februarie 2022. După câteva zile cu gernă praznic, în dimineața de marți, 25 ianuarie, în unele zone din țara Făgărașului s-au înregistrat minus 24 de grade Celsius. Meteorologii estimează că urmează o încălzire până în data de 28 ianuarie, când vremea se va răci din nou. Astfel, spun meteorologii, în Transilvania, în primele trei zile de prognoză, vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea, cu o medie a temperaturilor maxime de minus 5, minus 1 grad și a minimelor de minus 16, minus 10 grade. Apoi, până în data de 28 ianuarie, se va încălzi, astfel că media temperaturilor maxime va crește cu aproximativ 5 grade, iar a minimelor cu 6-7 grade. În zilele care vor urma, media maximelor termice va oscila între 0 și 4 grade și a minimelor între minus 9 și minus 2 grade. Temporar vor fi precipitații, mai ales sub formă de lapoviță și nisoare, aproape în fiecare zi. La munte, în tot intervalul de prognoză, valorile de temperatură se vor menține negative. Media maximelor termice va avea variații între minus 11 și minus 3 grade, iar a minimelor între minus 18 și minus 8 grade. Cele mai scăzute valori se vor înregistra în primele 4 zile. Temporar va ninge în fiecare zi. Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată de la Reading din Anglia. Sunt prognozate temperaturile maxime și minime, mediate pentru fiecare regiune a țării și adaptate local cu modele statistice și sunt indicate perioadele cu probabilitatea cea mai ridicată de apariția precipitațiilor.